cosa. Da, am ajuns. Bine ați venit! Doamne, bătrânește-mă, dar nu-mi lua mințile, spune când se roagă. Iar Dumnezeu nu ia nici mințile, nici n-o bătrânește, ci îi lasă cântecul. Dragi prieteni, bună dimineața! Sunt cântece care strălucesc și cântece care încălzesc inima, spune interlocutoarea mea din această dimineață. Ei bine, de multă vreme o aștept la mic dejun pe această regină în opinci. Și astăzi, doamna Sofia Vicoveanca e cu noi. Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit și vă zic, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Să știți că am spus adevărul, tocmai pentru că abia ce a trecut săptămâna luminată și de obicei nu prea mint, să mă laud, nu mă laud acum, dar chiar așa e, de multă vreme vă aștept și în sfârșit s-a întâmplat minunea să fim împreună. Vă putem mulțumesc. Deja să bem cafeaua, nu? În cinstea acestei întâlniri. Ați apărut la timp. O cafeluță, un croissant. Ce ați vrea un să bem? Cappuccino. Deci semănăm azi un cappuccino da. Și croissant. Da. Mulțumim. Mulțumim. Eu vreau să vă mulțumesc din toată inima, mă simt, vă rog să mă înțelegeți emoția și mă simt onorată să fiu invitată dumneavoastră. Eu mulțumesc. Vreau să treceți peste aceste formalități și să vorbim așa. Sunt omul care, ce în gușă și în căpușă, așa sunt. Știți așa. Când ați devenit prietena mea de tot? Ca să vă spun acum că toți suntem la confesiuni. Când v-am văzut la Casa Regală, luând așa un premiu important și râvnit, în opinii și cu costumul ăsta de regină. Atunci am spus, e prietena mea de tot, doamna Sofia Vicoveanca. Și așa ați rămas, tot, mulțumim, tot așa vă arătați lumii și mult îmi place. Ar fi fost nedrept să ne poposesc acolo în altă ținută, pentru că să-mi fi lăsat costumul acasă, nu, ar fi suferit și el și eu, nu mă simt. Era ca și cum v-ați fi lăsat sufletul absolut, acasă, absolut, pentru că prin el m-am remarcat, așa mă știe lumea, găsesc că nu-i drept, nu-i cinstit. Dar ce princiar și ați fost că v-am văzut la televizor. Și mai e ceva, pentru că tot vorbim acum lucruri ca între prieteni așa, când mă uit la fotografii, mi se pare sincer că doar Regina Maria mai știa să poarte cu atâta maestate costumul românesc. Da. Cine v-a învățat? Nu știu dacă trebuie învățat. Asta curge din interior. Dacă a fost în sânge, nu a fost cred în inimă. Asta, dacă mă întrebați, nu am avut. Eu nu lucrez nici cu regizor, nici cu... Singur mă asortez. Nu e neapărat să mergi la un, eu știu, un specialist în modă să te asortezi cu tărică, cu tărelul, nu. Ține de tine. Că dacă ne-am îmbrăcat așa cum toamna este colorat căudru, am fi cele mai elegante femei. Adevărul e că dacă am ceva, am foarte multe costume. Am înțeles că peste 200. Acasă. Acasă, la Vicov. La Vicov, acolo, la căsuță, sunt costume care nu mai pot fi îmbrăcate. Dar 233. Oamenii au spus muzeu că vin turiștii care trec spre Putna, vin să le vadă. Eu i-am crezut, știu că mi-au spus adevărul. Da. Mi-au zis că s-o frumusețe toate. Eu n-am spațiu foarte mare și așa că am pus pe motivul floral. Că în rest, dacă le desfășurăm, să văd ciupiturile și rupte, că nu pot fi îmbrăcate. Dar acasă, la bloc, am alte costume care și ăsta poate fi purtat. Nu-i așa că vorbim un pic de el? Eu zic așa, că e un costum superb de femeie măritată din Nord, dar poate, corectați-mă, nu știu da, cât dumneavoastră. De Bucovina, da, este cam așa de Bucovina. Și Catrința este tot foarte veche și din partea Dornelor este și așa la Câmpul Lungului de Catrința. Da, Mărgelele este o găselniță mea. Deci nu sunt un talisman. Tot timpul m-am gândit în anii ăștia, de când vă văd și vor fi fiind la anul, chiar 60 de ani, dragi prieteni de scenă. În toamnă, la anul. Mulți înainte să vă dea Dumnezeu. Să rămână. Și de câte ori m-am gândit la toată această viață de pe scenă, m-am gândit,
totdeauna și la mărgele și fiindcă am vorbit de regine, m-am gândit firește și la toate reginele orientale care așa își poartă podoabele. Și acum e prima oară când văd mărgelele astea în realitate și sunt frumoase peste măsură.